El este renumit ușuier, cățelul care are vârsta de 7 ani jumate, este născut pe 6 ianuarie 2016. Este un cățel deosebit de inteligent, este un cățel care are o personalitate foarte puternică, este un cățel care este extraordinar de bine echilibrat, ceea ce permite interacțiunea cu persoane, este absolut pregătit. La câte festivaluri a participat până acum? A participat la toate. 6 câini specializați în depistarea substanțelor interzise vor acționa în cele 4 zile ale festivalului pentru combaterea traficului și a consumului unor asemenea substanțe. Șuier este specializat pe detectarea substanțelor interzise și nu îi scapă absolut nimic. În cei 7 ani pe care îi are, a participat la 10 de festivaluri, iar în toate zilele de Never See și nopțile de distracție va fi aici printre turiști pentru a se asigura că nu există evenimente nedorite. O cheamă Tasha, este o femelă de ciobănesc belgian malinois, în vârstă de 4 ani și 8 luni. Urma cursul de specializare în detectare stupefiante. Este un cățel cu mai multe misiuni la activ, cu rezultate bune și foarte bune până în prezent. Câte substanțe recunoaște? Ei recunosc 6 substanțe și derivații acelor substanțe. Sute de polițiști, jandarmi și pompieri sunt pregătiți să asigure ordinea la cel mai mare festival de pe o plajă din Europa. Organizatorii se așteaptă la peste 70.000 de participanți în fiecare zi. Pentru monitorizarea, prevenirea și gestionarea eventualelor situații de urgență, în perimetrul zonei de desfășurare a festivalului sunt alocate 2 posturi medicale avansate, 3 puncte de prim ajutor, 2 autospeciale pentru transport victime multiple, 2 șenilate, 4 tărâși salvamont, 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 embarcațiune CBRN. Polițiștii de la Antidrog și ofițerii de la Agenția Națională împotriva traficului de persoane, polițiștii de frontieră de la Inspectoratul General pentru Imigrări și sute de jandarmi vor patrula în perimetrul festivalului pentru a preveni incidentele. Specialiștii antitrafic vă recomandă să dovediți solidaritate și spirit civic atunci când observați alte persoane aflate în situații de pericol din sfera traficului de persoane. Dacă observați în jur persoane aflate sub efectul unor substanțe, evitați o confruntare directă, pentru că orice conflict minor poate escalada, și solicitați ajutor personalului specializat. În cazul unor situații deosebite, puteți apela numărul unic de urgență 112. Nave operative ale gărzii de coastă vor patrula în zona de competență, executând acțiuni specifice în domeniul securității și siguranței navigației, având în vedere faptul că în proximitatea festivalului este un raion în care este interzisă navigația, pentru prevenirea eventualelor acostări neautorizate, ori pentru salvarea de vieți omenești dacă situația o impune. Festivalul Never See, aflat la 5-a ediție, durează până luni.